Gheorghe Roman a explicat în cadrul unei conferințe de presă că noua administrație locală va inventaria toate lucrările din oraș și că va ține cont de toate discuțiile și sugestiile făcute de medieșeni în timpul campaniei electorale. Sigur că sunt multe lucruri de făcut la media și, în primul rând, noi nu vom uita nicio clipă discuțiile și recomandările pe care ni le-au făcut medieșenii. Oamenii își doresc ordine, oamenii își doresc ca lucrurile să fie bine făcute, oamenii își doresc ca banii publici să nu mai fie risipiți. Astfel că vom inventaria toate lucrurile din oraș, vom avea întâlniri cu cetățenii și vom întreba dacă sunt mulțumiți de modul în care s-au executat lucrurile în zonele respective. În cazul în care răspunsul este unul negativ, nu se vor da bani pentru lucrările efectuate. Și le cer încă de pe acum celor din primărie, celor responsabili din primărie, să nu mai achite nici o factură până când nu verifică temeinic modul în care s-au executat lucrările în Mediaș. Partidul Național Liberal o susține pe Cristine Telman pentru funcția de viceprimar, iar în acest sens va purta discuții cu celelalte forțe reprezentate în noul Consiliu Local. După cum știți, în Mediaș sunt 21 de consilieri locali, Partidul Național Liberal a obținut 10, în Consiliul Local, în momentul de față, sunt 4 formațiuni politice reprezentate, aici mă refer la Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, UDMR și PMP. Este clar că va trebui să purtăm discuții cu celelalte forțe politice pentru a ne duce la bun sfârșit gândul nostru de a o impune pe Cristine Telman, viceprimar al municipiului Mediaș. Urmează să vedem ce gânduri au și colegii noștri din celelalte formațiuni politice. Cu siguranță, dacă obțineam 11 consilieri locali, această întrebare nu-și mai avea rostul. Cristine Telman era viceprimarul municipiului Mediaș. Noul primar ales al Mediașului a vorbit și despre postul de city manager. Opinia mea este că în acest moment postul de city manager nu-și are rostul la Mediaș.